Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Pe Facebook au apărut imagini cu mai multe angajate ale Spitalului Universitar din București, care vorbesc urât cu pacienții și îi umilesc. Ministrul Sănătății spune că femeile sunt anchetate. Continuă scandalul infectărilor cu stafilococ auriu la maternitatea Giulești. Un bebeluș născut în urmă cu o lună acolo a fost internat la un alt spital cu suspiciune de infecție. La sfârșitul anului trecut, 45 de copii născuți la maternitate au fost infectați, iar internările au fost suspendate timp de aproape o lună. Florian Coldea a fost audiat astăzi la secția de anchetare a magistraților. Fostul prim adjunct al SRI a fost chemat în dosarul deschis Laurei Codruța Cuveși pentru extrădarea lui Nicolae Popa din Indonezia. Vremea rea va continua în toată țara în această săptămână, ne anunță meteorologii. Ne așteaptă ploi, vânt și grindină. În 12 județe din Oltenia și sudul Transilvaniei este valabil un cod galben de furtuni până mâine dimineață. Peste un sfert de milion de oameni au semnat o petiție pentru ca sezonul final din Game of Thrones să fie refăcut. Fanii și-au exprimat pe Twitter furia pentru direcția în care a luat-o producția HBO și cer ca scenariștii să fie înlocuiți cu alții mai competenți. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.